Salutare! Bine ați revenit, ca de obicei, pe canal! Hai să povestim astăzi o ideologie a omenirii versus ideea mea despre așa ceva. De multe ori și în familie am fost criticat că îmi plac banii, că dau foarte multă importanță la bani, că sunt un materialist. Răutate. Ok, începând să luăm chestiile rațional. De obicei, când două idei sunt contra, să zicem, de obicei tindem să le ducem la extrem. În ce sens? Dacă pentru o persoană e foarte emotivă și tu, exemplu, zici că trebuie să avem bani ca să trăim, trebuie să avem bani ca să trăim bine, să fim mai neliniștiți, cealaltă persoană tinde să spună că tu ești un materialist, că tu ești rău, te gândești doar la bani, bla, bla, bla. Exemplu. Ideea care este? Măcar ideea mea personală. Ideea este că banul înseamnă timp în momentul de față pentru mine, cred că și pentru mulți dintre voi. În ce sens timp? Eu sunt plătit pe timp. Și eu nu neapărat dau valoare la bani, dar din păcate aia e sucul, timpul meu e plătit pe bani. Dacă era plătit pe portocale, acum dădeam valoare la portocale. Și vreau ca timpul meu să fie cât de bine plătit, pentru că nu știu niciodată cât o să mai am. O să mai am un an de trăit, 2 ani, 3 zile, 150 de ani, 4.000 de ani, dragă știu. 4.000 cam greu, dar na. Ok. Deci, sunt foarte de acord cu cei ce spun că sănătatea e pe primul loc. Sunt foarte de acord cu cei ce spun că trebuie să avem emoții, trebuie să iubim partenerul, trebuie să ne iubim familia, trebuie să fim aproape de familie. Sunt foarte de acord. Dar deasupra, cred și am citit un studiu, chiar spunea că dacă ai 80.000 de euro pe an, ești mult mai liniștit și mult mai fericit decât o persoană care are mai puțin. 80.000 de euro pe an, aia înseamnă în jur de, hai să zicem, 6.000-6.500 de euro pe lună. Îmi plac banii pentru că, repet, vreau să-i dau valoare timpului meu, vreau să-mi permit multe lucruri, nu în exces, în sensul să am Ferrari, nu știu ce, nu ăsta e scopul. Scopul meu este să pot să-mi permit, dacă copilul vrea ceva să facă, dacă am o pasiune, exemplu, mâine vreau să mă duc pe pistă cu un Ferrari, că îmi place să conduc tare, mâine să mă duc pe pistă, n-aș cumpăra niciodată un Ferrari pentru că e o risipă de bani, gândesc eu, dar fi o experiență faină să pot proba așa ceva, exemplu, închiriat, o zi, două, pe pistă, poate, un curs de pilotaj, îți permit, pot, ar fi fain. Nu mă dau în vânt după mașini, dar îmi place experiențe noi. Dacă vreau să mă duc mâine undeva, să pot să mă duc. Exemplu, țelul meu ar fi în jur de, hai să zicem, 10.000 de euro pe lună, ceva de genul. După aia liniște. După aia liniște totală, să-ți vină în automat în jur de 10.000 de euro pe lună și tu să fii liniștit, tu și familia ta. Sau tu singur, dacă e singur. Citeam acum cazul, să nu mă înțelegeți greșit, că acum o să spun ceva care poate fi înțeles, deci poate fi înțeles. Multă lume ar vrea să înțeleagă greșit. Se spunea, acum au ieșit că Cristiano Ronaldo a avut gemeni, unul a murit, ok. Nu vreau să mă gândesc, nici măcar să mă gândesc, e ceva groaznic să te gândești că îți moare un copil și una alta. E
nici nu vreau să mă gândesc, am o fetiță și nu vreau să mă gândesc la asta, pentru că cred că aș pica emotiv rău, aș pica chiar în depresie totală, pentru că pentru mine fetița mea e viața mea și nevastă mea. Ideea este că comentariile erau de genul: banii nu sunt totul, banii n-aduc fericirea, banii nu știu ce. Unde de fapt legătură după mine banii nici n-au avut? Ok, Cristiano Ronaldo are bani, înțeleg. Dar cum ar fi fost în acea situație să nu aibă bani? Mai spuneau același lucru? Cum ar fi fost să fii un părinte, să ne punem în locul, să nu ai, nu știu câți copii are, 2, 3? 3 copii, cred că acum. Cred, nu știu exact, pentru că nu-s cu gossipul lumii, mundene, bla bla bla. Îmi place fotbalul, știu puțin despre el, mai ales că a jucat la Juventus. În viața privată nu m-a interesat la lui, dar acum am citit pe Facebook. Cum ar fi fost să aibă tot aceiași 3 copii, aceeași situație, aceeași tot, și să nu aibă o situație financiară? Bine, el e dus în extremă, că e foarte, nu bună, e extrem de bună situația financiară, cred, după cum se vede. Vreau să zic, cum ar fi fost să fie fost sărac sau un om normal? Ar fi dus-o mult mai greu, nu povara asta că i-a murit copilul, dar în general. Și deasupra să-ți mai vină și că-ți moare copilul, cred că ar fi fost și mult mai trist. Oricum e groaznic, înțelegeți-mă, în orice situație, dar vreau să spun că nu poți compara o viață a unui om care are bani, pentru, nu poți spune, oh, banii nu-s totul, banii nu-s, pentru că el are bani. În orice viață, deci aș vrea să văd unul sărac lipit pământului care mai vine o lovitură ca asta, sau și mai greu, unul care nu a avut, exemplu, niciodată copii și primul copil să-i moară, exemplu, și să n-aibă nici bani. Vreau să spun că trebuie să fim raționali. Aici e vorba de timpul nostru. Dacă înțelegem asta, e foarte important să înțelegem că noi ne vindem timpul pentru bani. Dacă înțelegem că timpul nostru, nu știm niciodată cât este, trebuie să-i dăm valoare acestui timp. Trebuie să-i dăm valoare maximă. Trebuie să cheltuim cât e puțin, ca să putem să investim, ca timpul nostru să prindă valoare, valoare adevărată. Trebuie să fim conștienți că nu avem altceva în afară de timp. Trebuie să fim conștienți că, rațional vorbind, e mult mai ușor să ai o viață liniștită, fără să ai, de exemplu, două mașini în rate sau o mașină în rate, rată la casă, una alta, și aceeași persoană să nu le aibă acele lucruri și să fi plătit casa, să fi plătit mașina, să fi plătit totul și să stea liniștit. Deci aceeași persoană, în două situații diferite, cu credit sau fără credite, cred că e foarte diferită situația. Siguranța aia care o ai, bă, n-am niciun credit la bancă, ești liniștit, pot să, dacă vreau mâine, pot să-mi cumpăr ceva de 1000 de euro pentru că îmi permit, fiindcă n-am datorii în spate. E alta. E siguranța care o ai în momentul în care n-ai datorii la bănci, n-ai datorii nicăieri, e alta. Și văd că persoanele care zic, oh, eu am o singură viață, trebuie să o trăim, mă simt restricționat, că nu pot cheltui așa de mult cu regulile educației financiare sau alea, de obicei sunt persoanele care fac jocul, și repet, jocul sistemului. Care e jocul sistemului? Uitați-vă la televizor, plin de reclame ca să cumpărați într-una. Voi trebuie să cumpărați. De ce? Pentru că sistemul vrea ca voi să nu aveți bani. De ce să nu aveți bani? Că dacă aveți bani, voi sunteți liberi. De ce să fiți voi liberi? Voi trebuie să munciți ca fraierii toată ziua, 8 ore pe zi, 10, 12, plus drumul, plus bla bla bla, ca să faceți bani, plătiți taxe,
și să cumpărați iar la sfârșitul lunii, să nu aveți niciun bănuț frumos, ca să puteți să fiți, ca să fiți nevoiți să mai mergeți încă la muncă pentru alții, pentru sistem. Voi nu trebuie să puneți bani deoparte, voi nu trebuie să investiți, voi trebuie să fiți niște slugi care singuri se mutilează, repet, singuri, pentru că noi ne cumpărăm prostii care nu ne trebuie la absolut nimic, fără niciun folos, și după aia nu mai avem bani la sfârșitul lunii sau avem datorii. Deci, tot ce-i dus la extrem, toate ideile duse la extrem, fac rău, repet. După mine totul face rău. Și cu banii, eu nu sunt o persoană care, bă, n-avem voie să cheltuim nimic. Nu, stai, mă, frate. Mâncare, obligatoriu, să ai pe masă. Medicamente, obligatoriu. Sport, dacă faci, ok, nu e nicio problemă, îți face bine. Dar să începi să cumperi chestii nefolositoare. Exemplu, o chestie care nu o înțeleg. Având un exemplu prostesc, având măști, cam măști acasă, să-ți cumpere o mască de o culoare diferită, pentru că vrei o culoare diferită, dar tu ai măști acasă. Asta mi se pare o prostie. Dar fiecare cum gândește, da, e o aruncătură de bani, nu costă mult, e un nimica toată, dar rațional vorbind e o prostie pentru diferența de culoare, sincer. Exemplu, altul, să ai, exemplu, dulapul plin și tu să zici că nu ai haine și să cumperi haine cât China. Ești obsedat de haine. Haina e o țoală. Haina o pui, o dai jos, o speli, la revedere, alta la rând. Hainele trebuie să fie o țoală. Îs haine. Nu te face haina pe tine ca om. Ok, banii care vrei să-i dai pe haine, cumpărăți o carte, cumpărăți un curs, fă ceva mai inteligent și cumpărați haine normale, 10, 20, 30 de euro, 40, maxim, dacă chiar îți place. Dar nu sute de euro pe haine, pentru că scrie pe ea Giorgio Armani, Nike, Adidas, bla 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 și bla bla bla. Dar noi suntem subjugați și persoanele emotive sunt și mai tare subjugate de acest. De fapt, suntem toți emotivi, dar unii mai mulți, unii mai puțin. De acest sistem care cu reclamele ne obligă într-un fel sau altul să cumpărăm, ne gândim că dacă cumpărăm suntem mai liberi, dacă cumpărăm suntem mai bine, dacă cumpărăm o haină mâine suntem fericiți. Dar poate e posibil, mâine ești fericit, poi mâine o mai porți o dată, dar după aia rămâne în dulap. Ești foarte fericit. Deci trebuie, fraților, să vă gândiți cu capul vostru, să vă dați valoare timpului, să investiți, să faceți ceva pentru voi, neapărat. Eu de aici, din spatele telefonului, nu am nimic de câștigat să vă spun vouă ideile astea, să vă spun anumite idei. Stăm voi să aveți bunăvoința și odată să ajungă mesajul meu în capul vostru, corect, să-l înțelegeți și să-i dați valoare acestui mesaj. Nimeni nu ne învață că timpul nostru are o valoare imensă. Sincer, cred că timpul nostru nu se poate în bani normal, nu s-ar putea cumpăra. În primul rând, de ce? Pentru că nu știm când e sfârșit. Deci, unul care are 20 de ani de trăit sau unul care are 40 de ani de trăit, timpul valorează diferit. Depinde și câtă experiență are, câte cunoștințe are persoanele respective. Să zicem, persoana A
are puține cunoștințe și trăiește 50 de ani. Persoana B are multe cunoștințe, trăiește 30 de ani. Ăla care trăiește 30 de ani s-ar putea plăti aproape, să zicem, ca ăla care trăiește 50, pentru că are mai multe cunoștințe și timpul lui e, și dacă timpul lui e mai scurt. Sau, hai să facem un alt exemplu. Aceleași persoane, A are 50 de ani de trăit, aceleași cunoștințe ca B, care are 40 de ani de trăit. Timpul ăla de 40 de ani, ăla care trăiește doar 40 de ani, valorează mai mult, că e mai puțin. Tot ce e mai puțin valorează mai mult. Dar nu, nu funcționează așa. Deci, timpul nostru este o valoare imensă. Țineți minte asta. Dați-vă, prețuiți-vă timpul. Dați-vă, nu știu, o valoare. O valoare mare a timpului vostru. Faceți lucruri importante în timpul vostru. Pentru voi, pentru familia voastră. Gândiți-vă la bani când mereți să cumpărați. Încercați să vă gândiți, bă, cheltui 150 de euro, cât e 150 de euro, câte ore trebuie să lucrez eu pentru 150 de euro? 10, 20, 30, 40, 50, nu știu, depinde de fiecare cât e plătit. Câte ore exact trebuie să lucrez eu pentru banii aceia? Câte ore plus câte ore sunt plecat ca să mă duc la lucru, plus cât timp îmi trebuie să mă pregătesc ca să mă duc la lucru. Deci nu cât e pe oră și după aia tu ai de făcut 20 de kilometri, exemplu, cazul meu. Nu. Trebuie să vezi alea 20 de kilometri, jumătate de oră cât îți trebuie pe drum sau cât e, plus jumătate de oră înainte cât te-ai pregătit și după aia, la sfârșitul lunii, vezi câte ore ai în total, deci lucru plătit plus drumul, să faci salariul net, împărțit la orele, inclusiv drumul, inclusiv pregătirea. Și așa îți dai o valoare pe oră a timpului tău. Îți dai o valoare pe oră, gata, știi, bun, eu iau 12 euro pe oră, ok? Net, în mână, să zicem. Mă duc și cumpăr ceva de 120 de euro și mă gândesc, bă, 10 ore din viața mea merită acest, nu știu, ceas, acest, această haină, acest, nu știu, joc, dragoși, ce vreți voi să vă cumpărați? Și vă gândiți voi cu căpuțul vostru, dar în timp, în bani, încercați să vă gândiți în timp, în timp, 10 ore din viața mea ca să le cheltui pentru acest obiect. Ar fi foarte inteligent. Deci, banii, 100% și după ideea mea, nu aduc fericirea, dar te ajută mult mai mult, unul la mână, să fii liniștit, să ai mai mult timp liber și să ai mai multe șanse să ajungi la fericire. Mult mai multe decât unul care e sărac, lipit pământului, are credite, e stresat din cauza asta, stresul care îi duce lipsa banului, decât unul care n-are stresul ăsta și poate liniștit ca să-și vadă de drum, poate liniștit să facă ce vrea el cu viața lui. Exemplu, eu deja aș avea un punct culminant în momentul în care a zice, bă, îmi vin 4-5 mii de euro pe lună în automat, nu mai sunt obligat să neapărat să stau după locul meu de muncă, pot să-l schimb liniștit, pentru că dacă mâine mă dau afară sau pierd locul de muncă, bă, am rezerva aia de 5.000 de euro pe lună, mă doare la patină, stau liniștit, am tot timpul din lume să-mi caut de lucru și sunt mult mai liniștit. Deci, când aș avea intrări automate de o anumită sumă, aș fi, da, bucurie totală. Deci sper ca mesajul meu să vă fie corect intrat la biblică, mai ales faza cu Cristiano Ronaldo. N-am vrut să spun neapărat că e ceva frumos ce s-a întâmplat, nu, chiar deloc, e foarte urât, dar în acel moment n-avea nicio logică să scrie lumea de desubt că banii n-aduc fericirea, pentru că se poate întâmpla și la un sărac și la un bogat,
că el are bani. Asta nu o poate schimba, corect, dar nimeni nu a zis, nimeni nu a promis în lumea asta până în ziua de astăzi sau acum că dacă ai bani, te readucem la viață sau putem face miracole. Nu, nimeni nu a zis asta. Deci trebuie să fim raționali și nu extremiști. Acum vă las, vă urez o zi minunată, toate cele bune și ne vedem în următorul video. Ciao!